Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru această ediție ne-am propus să discutăm despre diasporă, despre starea de lucruri cu care se confruntă, de fapt, zi de zi, concetățenii noștri departe de casă și care este, evident, susținerea statului pentru aceste persoane. Acestea, dar și alte aspecte, le vom discuta împreună cu Cristina Buga, consilierul președintelui Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Bună seara și bine ați venit în studioul Reflector analitic! Bună seara! Doamna Buga, chiar dacă sociologii zic că în Republica Moldova se atestă un al doilea val enorm de migrație, fenomenul respectiv nu este caracteristic doar pentru țara noastră. Atunci când vorbim despre migrație, trebuie să constatăm cu regret că este un fenomen pe plan uh, internațional destul de răspândit și aș îndrăzni să zic chiar pe întreg Mapamontul fenomenul migrației și un cuvânt greu. În același context vreau să, să vă întreb care sunt politicile, nu știu, promovate de Republica Moldova în raport cu fenomenul migrației și în raport cu marele state ale lumii care, să o spunem sincer sau să o spunem pe șleau, sunt cointeresate de a atrage forță de muncă. Or, ăsta este principalul obiectiv. Mm -hmm. Da, deci nu putem să folosim neapărat cuvântul cu regret migrația, da. de ce? Că migrația pentru unele state este pozitivă, pentru altele este negativă. Deci trebuie să spunem că fenomenul ăsta migrației este unul de actualitate, într-adevăr. Nu doar pentru Republica Moldova, dar atât și pentru Uniunea Europeană și alte state. Și dacă e să privim acest fenomen din prisma procesului globalizării, am putea să avem o viziune mai clară despre cum influențează uh, acest fenomen situația economică și politică din Republica Moldova și cea din alte state. Uh, prin felul ăsta o să avem o idee de o, uh, vase comunicante, da, o să avem o percepție despre ce, de fapt, deciziile. Cum interacționează? Da, cum interacționează. De fapt, deciziile pe care le luăm noi în interior sunt amplifi, amplific, amplifică unele fenomene și influențează și alte state uh, uh, vecine sau care sunt un pic mai îndepărtate. Uh, dacă e să vorbim, haideți să începem câteva idei de bază ca să înțelegem ce este migrație și cum e influențată aceasta de procesul de globalizare. Știm cu toții că globalizarea a sporit interac interacțiunea dintre țări și a accelerat schimbul de mărfuri, idei, dar și de oameni, de migrația în sine. Migrația deci a devenit o compozantă importantă în politica statelor prin concurența economică, s-a sporit concurența economică, statele au început să investească mai mult în noile tehnologii, acolo unde este concurență. Statele încep să facă să, pui accentul pe noile economii, noile tehnologii ca să devină tot mai performante și să și poată garanta o creștere economică. În acest fel, a crescut și concurența pentru cadrele calificate. Doamna Bugada, până la urmă, factorul economic rămâne a fi cel determinant în raport cu migrația? Uh, la este un factor uh, foarte important, dar nu trebuie să negăm și factorul politic sau de instabilitate militară. Deci, uh, migranții sunt de diferite tipuri, depinde despre ce migranți vorbim. Vorbim de refugiați, uh, persoanele care caută un azil politic, sau vorbim despre migrație economică, politică sau altă, rep uh, repatriere, întregirea familiilor, deci uh, sunt diferite tipuri de migrație. Uh, însă este adevărat că conflictele în sine, de fapt, conflictele induc probabil cu un proces mai puternic de migrație, de migrație în unele perioade spun, scurte de timp, da? dacă să ne uităm pe toată perioada dezvoltării umanității. Uh, procesele economice însă sunt uh, uh, niște procese de lungă durată. Deci dacă îi vorbim despre unele tendințe de lungă durată care se întâmplă și cum acestea impactează migrația. Deci dacă îi ne referim la acea compozantă de lungă durată, 50 de ani, etc. În raport cu țara noastră factorul economic este decisiv? Atunci este crucial. Deci migrația a fost indusă mare parte de factorul economic. Mai bine spus, după anii 90 s-a înregistrat un declin economic foarte puternic în țara noastră și acesta a fost stopat mare parte datorită migrației. Oamenii au, 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 au plecat peste hotare ca să poată asigura un trai decent familiei sale și de altfel ei sunt acei care contribuie în mare parte astăzi la dezvoltarea Republicii Moldova și la creșterea țării noastre. Dacă îi ofer ceva cifre, care sunt de altfel foarte interesante, migranții, remitențele de peste hotare reprezintă aproape 2 miliarde de dolari anual, cifre din două impunătoare. impunătoare. Sigur, dacă, probabil că, că cetățenii, probabil că alții po poate să-și dea seama despre acea cifră, dacă o comparăm, da, dăm unele valori de comparație, 2 miliarde de dolari reprezintă de fapt 60% din bugetul statului sau o treime din bogăția din PIB-ul Republicii Moldova. Și de asemenea, remitențele care sunt expediate sau trimise de moldovenii noștri aflați pe hotare aici acasă sunt de 8 ori mai importante ca granturile oferite de Uniunea Europeană. Deci, țara noastră, la moment, deci remitențele care vin, banii care sunt trimiși de migranți, sunt foarte importanți pentru dezvoltarea Republicii Moldova uh, uh, și în ziua de azi. Doamna Bugat, da, cunoaște vreo instituție din Republica Moldova numărul total al concetățenilor noștri plecați pe sticotare? Pentru că se operează cu diferite cifre, unii chiar în scop manipulator. Deci există diferite metode de a calcula numărul cetățenilor care sunt plecați peste hotare. Da. Una ar fi să calculăm forța de muncă. Deci Biroul Național de Statistică trimite specialiști care merg de la casă la casă și verifică câte persoane sunt într-o localitate sau în alta. O altă metodă ar fi să, nume, să la frontieră, să calculăm persoanele care pleacă din țară și care se întorc. O a treia metodă ar fi să calculăm, de fapt, rezidenții, să cerem datele astea de la autoritățile locale în țările unde ei au plecat. Deci, Federația Rusă să ne expedieze datele sau informațiile pe care ele dețin despre migranții moldoveni care sunt acolo sau Franța, Italia, Germania, altele. Da? Deci, sunt trei metode de calcul diferite. Da. Uh, după câte știți, mulți din cetățenii Republicii Moldova dețin o dublă cetățenie. Asta este principala problemă cu care ne confruntăm în ziua de azi pentru a monitoriza Și creează fluxul. o eroare până la urmă. Și creează o eroare, da. Și nu este unica. De ce? Că în privința studenților, deci sunt date care spun că numărul cel mai impunător de studenți moldoveni sunt în Franța, altele spun că sunt în, în Federația Rusă sau în România, atâta timp cât ei nu pleacă în baza unui acord. Dar copiii merg și se înscriu singuri, da, la studii, este foarte greu de monitorizat. Deci noi nu știm au plecat ei cu scop turistic sau au plecat ei la studii. Deci da. lipsa asta de unele procese sau lipsa asta de unele tehnologii moderne care să ne permită să monitorizăm fluxul migrațional, face că în ziua de azi nu avem unele date fixe cu care putem să operăm. Spuneți-mi, vă rog, iată, Republica Moldova, pe parcursul timpului, a lansat mai multe proiecte și aveau drept misiune oarecum revenirea concetățenilor noștri acasă și implicarea lor în niște misiuni concrete, chiar și în, în domeniul economic. Iată, din câte cunosc, recent a fost lansat un proiect, programul Diaspora Acasă reușește dar 1 plus 3. Eu vreau să ne vorbiți un pic despre acest proiect, să ne spuneți, în primul rând, Cine este destinat el și în ce constă proiectul? Da. Deci, diaspora acasă este, dar, bine ați spus, da. 1 plus 3, prescurtat, este un program recent lansat de guvern, ce presupune, de fapt, cifra asta 1 plus 3. Dacă e să rezumăm în termeni foarte da. simpli, înseamnă că un leu adus de moldoveanul de hotare investit în Republica Moldova va fi suplinit sau compli, va, fi, va, fi, compli, va, fi, va fi compliment un leu donat de autoritățile publice centrale, un leu investit de autoritățile publici locale și un leu de partenerii de dezvoltare. Deci persoana care ar vrea să investească în proiecte de dezvoltare locală va fi ajutată din alte trei surse ca să-și îndeplinească programul sau proiectul pe care el și l -a, și l-a pus și l programat. Deci, este important să reamintesc că acesta este doar un proiect printre altele existente. La moment există un șir de proiecte care stimulează reîntoarcerea migranților de peste hotare și ele sunt de două categorii, dacă putem să spunem. Este o categorie, programe care acordă un sprijin tehnic migranților. Deci, dacă doriți adică tehnic, expertiză, da. ați dori să deschideți o întreprindere acasă, noi vă învățăm cum să o faceți, de unde trebuie să începeți și cum trebuie să care o terminați, dar care, care sunt simți? etapele, cum trebuie să elaborați un plan de afaceri. Uh, cel mai simplu de la ce ușă trebuie să mergeți, până la care, la care ușă trebuie să bateți și unde trebuie să ajungeți. Da? Și această consultație este gratuită? Este gratuită. Deci, toate informațiile de care au nevoie migranții noștri în privința acestor proiecte existente, de ce sunt diferite surse de finanțare, diferite proiecte, noi le-am regrupat pe site-ul hai Deci astfel de proiecte există atât din partea autorităților diferitor state, finanțări oferite de guvernele altor state, cât și diferite tipuri de finanțări locale, da, oferite de autoritățile locale. Toate informațiile privind uh, sumele de care pot beneficia cetățenii noștri, dar și domeniile, uh, sectoarele pentru care sunt uh, implementate sau pentru care există astfel de proiecte, sunt indicate pe site-ul pe care l-am creat cu acest scop. Pot aplica orice persoană care a revenit de peste hotare. Da? Asta exact. E deci, fiecare proiect are un șir de, de scopuri și fiecare proiect lucrează în funcție de specificul său, specificul deci toate informațiile le pot găsi, de fapt, pe site-ul nostru fiindcă unele proiecte sunt destinate sectorului agricol, ați dori să deschideți o afacere în sectorul agricol, sectorul textil IT, etc. Da? Deci proiecte sunt diferite. Doamna Buga, eu vreau să aflu din primă sursă. Iată, chiar colegii noștri din media au titrat la greu faptul că există riscul suspendării regimului liberalizat de vize pentru moldoveni. Mm -hmm. E așa sau nu? Există un fundament real să credem acest lucru? Da, deci s-a vorbit foarte mult despre acest risc în urma adoptării legii prin investiții. Dacă se rezum un pic această lege, aceasta presupune că cetățenii străini, da. dacă investesc 100.000 de euro în Fondul Național de Dezvoltare Durabilă sau 250 de de euro în unul din domeniile în domeni, din domeniile de dezvoltare strategică, ar putea primi cetățenia Republicii Moldova. Deci a existat, șeful delegației Uniunii Europene a precizat că regimul liberalizat de viză nu trebuie folosit pentru a atrage investiții individuale și de a în înschimba cetățenii Republicii Moldova. Da? Deci, pe acest fundal au apărut uh, 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 discuții mass media că și anumite ar putea, Da, că anume legea asta, prin care noi, adică oferim cetățenii Republicii Moldova în schimbul unor investiții, ar putea periclita, ar putea, adică uh, uh, favoriza negativ regimul liberalizat de vize. Deci nu este un risc în sine, eu nu consider ca un risc, de ce că există și alte state în Uniunea Europeană sau alte state care beneficiază de un regim de vize liberalizat cu Uniunea Europeană și care au astfel de proiecte. Deci Republica Moldova nu este un caz unic, spun așa, care, care a implementat o astfel de lege. Din acest considerent nu cred că reprezintă un risc ca atare. Haideți să vedem un pic ce, ce se întâmplă cu țările în care se află cei mai mulți moldoveni. Și evident, ne spuneați și dumneavoastră aici, Federația Rusă și Italia sunt cele care dețin întietatea. Vreau să vă mai întreb și ținând cont de faptul că la ultima aflare a dumneavoastră în acest studio ne spuneați că oricum există în Italia problema recunoașterii actelor de studii. A mai fost soluționată problema, la ce etapă se află ea? Deci, dacă mi-aduc aminte, da. v-am spus de fapt că o problemă ca tare acută nu există, de deci ce da. că Republica Moldova a semnat procesul de la Bolonia, care de fapt presupune o, o, o coerență, o, o sincronizare, da, a actelor de studii sau a studiilor pe care le primesc tinerii noștri în Republica Moldova cu acele din a, a, alte țări, da? Semnatare. Sem exact. Deci, dar este adevărat că actele de studii trebuie însoțite de o declarație de valoare, care este emisă doar de ambasada Republicii italiene în Republica Moldova. Deci, nu există atât problema în sine, Problema în sine cât este o problemă legată de cost, fiindcă actul ăsta îi presupune un cost în sine. Deci, problema este, de fapt, legată de cost și nu de uh, recunoaștere sau nu a diplomelor noastre în Italia. Da, starea de lucru este similară și pentru alte state? Uh, Depinde. Deci, uh, pentru alte state există acorduri bilaterale în domeniul educației și recunoașterea diplomelor. Deci, uh, aici, uh, dacă e să facem o discuție, trebuie, de fapt, să... Uh, dar da, vă rog. Dacă e să, să vorbim în globalitatea sa, să generalizăm. să generalizăm. Astfel de acorduri există cu toate statele, de recunoaștere a diplomelor. Pentru informații mai, mai ample, cetățenii noștri pot consulta site-ul Ministerului Afacerilor Externe, unde au o, o, în, o listă foarte completă. Deci, pentru fiecare stat, dacă există un astfel de acord și ce presupune un astfel de acord. Toate informațiile date sunt pe site-ul Ministerului Afacelor Externe. Domnule Buga, rămânem tot în albea statului italian și, până la urmă, probabil, v-ați ciocnit și nu o singură dată cu această întrebare. Iată, vorbim despre transportatorii moldoveni, care au o serie, nu știu, de pretenții, dacă aș putea să, să le numesc așa, legate de lipsa unei proceduri privind transportarea legală a mărfurilor și pasagerilor. Da? Uh -huh. În urma acestea, s-ar fi nelegal anumite sume de bani din partea diferitor state. E așa? Deci, potrivit informațiilor pe care le eu la ziua da? de azi, un astfel de acord de reglementare a, a, a schimbului de mărfuri și, și a migranților, a cetățenilor, a fost pe masa de negocieri mai mult timp în urmă. Deci, eu cunosc că el nu a fost semnat pentru un moment, Ce de fapt ceea ce își permite să fie încălcate drepturile cetățenilor noștri. Da? Lipsește o etică la frontieră, să spun așa, și persoanele sunt verificate uh, uh, în mai multe reprize. Deci, uh, în cazul dat, ar fi trebu ar trebui să existe un acord de cooperare între Ministerul Transporturilor nostru cu Ministerul, bun, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene. Deci, eu răm Rămâne, de fapt, să mă informez care este în ce etapă este un astfel de acord și eu sper sincer să voi să meargă, adică să fie accelerat procesul ăsta de semnare acordului în sine. Dar acum stăm noi la aspectul, nu știu, legat de, de pensie, atât de important și atât de cerut în raport cu imigranții noștri, care au o perioadă destul de lungă de ședere în, în Italia și care și ar putea asigura o, o bătrânețe, ar spune alții, pentru că oricum sunt cei care activează acolo. Aici avem o noutate foarte bună. Vă rog. În iunie 2018 a fost semnat acordul interstatal. Conform căruia persoanele care au muncit în Republica Italiană, în Italia, da. sau care muncesc, ar putea beneficia de o pensie din partea statului italian. Deci, este unul din rarele acorduri, dacă pot spune așa, și unul care a fost semnat de statul italian în acest sens. Ceea ce, ce, de fapt, demonstrează relația de prietenie pe care o are Italia cu Republica Moldova. Deci, persoanele care au lucrat în Italia și care au cotizat în acest stat, ar putea beneficia de o pensie din partea statului italian, chiar dacă ar hotărâi să se întoarcă în Republica Moldova, ceea ce e un avantaj pentru ei. Domnul Buga, cu tot respectul nu știu față de corpul diplomatic întreg, corpul diplomatic, dar am putea spune că concetățenii noștri sunt principali ambasadori în țările în care mm -hmm. se află. Respectiv, în acest context, pentru că suntem în luna august, în luna în care sărbătorim Ziua Independenței, limba noastră, nu pot să nu vă întreb. Se organizează anumite evenimente în cel puțin câteva țări ale lumii în care diaspora este mai consolidată? Să știți că îmi place foarte mult termenul ăsta de ambasador da. diaspora. Într-adevăr, este un ambasador al Republicii Moldova. Este vorba de, despre diplomația populară, de fapt. Uh, misiunile diplomatice nu reușesc de fapt să acopere tot spațiul uh, și tot spectrul uh, de domenii și, tot dominii. Spectrul, dominii și de, a, de altfel diaspora noastră, persoanele care sunt peste hotare sunt de fapt o, o imagine uh, uh, în, în, în zona în care ei se află, sunt, sunt o imagine așa cum este, pre, ei favorizează imaginea Republicii Moldova, prin ei locuitorii văd Republica Moldova. Uh, deci uh, de un an încoace de când sunt consilier, am fost numită consilieră a președintelui pe domeniul diasporii, am făcut cunoștință, am cunoscut niște persoane extraordinare care se află departe de țară, dar care, pe lângă lucrul pe care îl au, investesc foarte mult timp pentru a promova interesele Republicii Moldova. Pe lângă guvernatori, pe lângă administrația publică, încearcă, de fapt, ori să semneze acorduri de înfrățire, ori să uh, 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 se colecteze cărți pentru Republica Moldova, sau să contribuie la dezvoltarea unor camere de comerț, la un schimb uh, de mărfuri, de jucării, de etc. Deci, uh, dacă se să revin, de fapt, mama, am, da, am mers un pic pe parte. dacă se să revin la întrebarea dumneavoastră, uh, diaspora noastră se implică de constant la toate evenimentele organizate la nivel local și încearcă în cadrul acestor evenimente să prezinte Republica Moldova. Privind Ziua Națională a Republicii Moldova, sunt la curent că mai multe asociații diasporale vor participa, vor organiza evenimente în acest context. Poate nu vor face exact ziua, în acea. exact în acea zi. Ei, de fapt, se ghidează în funcție de uh, localul care le este oferit de administrația locală, în funcție de posibilitățile pe care le, pe care le au ei uh, acolo unde sunt. Deci, uh, cu certitudine vă spun că ei se implică foarte activ și este o zi care eu sărbătoresc uh, în funcție de uh, finanțele pe care au, în funcție, în funcție de... Uh, de posibilitățile, posibilitățile da. de care dispun, serbează sărbe, acest eveniment de la mic la mare, spun așa, în funcție de, de ce au ei. De fapt, a devenit o obișnuință atunci când președintele Igor Dodon se află peste hotare. Mm își face timp în agenda ca să se întâlnească și cu reprezentanții diasporei. Până la urmă au fost identificate, cred, cu un șir de, de probleme care se confruntă concetățenii noștri, aflați acolo peste hotare și vreau să, să, vă întreb, iată în calitate de consilier pentru relațiile cu diaspora, au fost organizate, nu știu, tratative cu bilaterale dintre anumite țări pentru a înlesni, dacă nu a facilita oarecum aflarea lor acolo peste hotare. Sincer să vă spun, cred că acordul acesta care a fost semnat în domeniul pensiilor cu da. Italia nu este de fapt decât un rezultat. Da, și a, a discuțiilor vizite, cu... a discuțiilor pe care le-a avut domnul președinte cu președintele Matarela, cu președintele Italiei, dar și cu alți demnitari publici. De deci, ce când întrebarea asta uh, am fost și eu la acele discuții, am avut uh, posibilitatea să particip la acele discuții, a fost uh, pe masa de negocieri. Deci s-a vorbit și despre pensie și s-a pus foarte mult accent asupra acestei aceste probleme. Uh, deci mă bucur de fapt să constat că este uh, uh, pot spun și un rezultat a vizitelor, a negocierilor pe care le-a avut domnul președinte în acest context. Deci, de asemenea, dacă se vorbește despre Federația Rusă, problemele care se confruntă cetățenii noștri din Federația Rusă, cum ar fi amnistia, deschiderea unui consulat, birourile de vot, sunt de fiecare dată discutate la, la cel mai înalt nivel. Deci, președintele promovează constant și cu fidelitate interesele cetățenilor fiind ei, și a cei care sunt în Republica Moldova, dar și cei care s-au avut peste hotarele țării. Dar spuneți-mi, vă rog, iată reprezentanții diasporii. Sunt implicați oarecum în procesul decizional din țara noastră? Pentru că noi încercăm să-i aducem acasă, să le propunem iată, niște proiecte despre care dumneavoastră am menționat și un pic mai devreme, dar ei sunt prezenți aici? În cursul politic, poate, economic? Deci, diaspora, cetățenii Republicii Moldova, fiind ei în țară sau fiind da. ei aflați peste hotare, sunt un factor de decizie foarte important. Pot influența unele procese din țară. Deci, așa cum pot influența cei de pe loc, pot influența și cei din exterior. Diaspora poate influența dezbaterele politice, temele care, sunt, care apar în, în spațiu public temele de actualitate de dezbatere, atât cât și rezultatul acestor dezbateri, da? De asemenea, diaspora poate influența și procesele, votul, da? Deci ei participă la vot, își exprimă opinia prin, prin, prin vot. Să nu uităm și, în ultimul rând, diaspora contribuie financiar la dezvoltarea țării, deci ei contribuie prin Acțiu, prin, deci, pe până, prin aportul pe care îl aduc, contribuie și ei la, la factorii de decizie. Ceva mai devreme ați utilizat un termen, procesul electoral sau procesul de vot. Uh -huh. Vreau să vă întreb, de fiecare dată sau cel puțin la ultimele scrutini electorale s-a tot invocat faptul că nu au fost suficiente secții de votare deschise. Iată, anul 2019, în luna februarie, 24 februarie, Urmează să avem uh, alegeri parlamentare. Uh, am învățat tema pentru acasă, am însușit-o, deja nu vom mai avea, nu știu, cozi interminabile, vom avea secții uh, suficiente, pentru că și în raport cu Federația Rusă, dacă ne aduceam aminte, mm. numărul secțiilor erau insuficient pentru o, o suprafață atât de mare sau e un pic mai, mai dificil, să mai negocează încă? Este o întrebare interesantă la care, la moment, da. răspunsul pe care vă-l dau, dacă, să vedem cum o să evolueze lucrurile. Într-adevăr, la moment este aceeași procedură, cum, adică secțiile de votare vor fi deschise în cadrul consulatelor și ambasadelor, dar și în cadrul unor secții care vor fi stabilite de guvern, în funcție de informațiile de care dispun ei. Adică informațiile date le vor co colecta de la Biroul Național de Statistică, de la misiunile diplomatice locale, dar și din uh, uh, baza de date a înregistrării prealabile. Deci, în funcție de informațiile pe care ei le, ei le vor colecta din aceste surse, dar și alte surse disponibile, relevante, ei vor deschide și alte secții de votare. Deci, la moment nu a fost stabilit nu numărul de secții de votare care va fi, discurs, care, va fi care, care vor fi deschise în diferite unii uninominale. Am însușit noi o lecție sau nu rămâne de văzut, de văzut. da? Adică Da, spuneți-mi -vă, vă rog, iepopea consulatului consulatul general la San Petersburg. A prins contor. Continua. Da. Uh, ba chiar mai rău a fost redus cu jumătate uh, numărul personalului de la ambasadă, ce, ce ce creează. Este în detrimentul. Este nostru. în detrimentul cetățenilor noștri. Cum v-am spus data trecută, 60% din uh, estima, numărul estimativ, da, în baza datelor pe care le avem, 60% sunt în Federația Rusă. Uh, am fost informată că sunt cozi interminabile în fața consulatului, uh, că uh, persoanele, lucrătorii consulatului nu reușesc să facă față acestor, acestor cozi, nu reușesc să răspundă. La toate problemele care se confruntă cetățenii noștri. Deci, deschiderea unui consulat la sankt Petersburg este o problemă de actualitate. Și eu sper sincer să, să se deblocheze această problemă și să se rezolve favorabil pentru cetățenii noștri care sunt în Federația Rusă. Dacă vorbim de Federația Rusă, nu pot trece cu vederea accidentul de la Kaluga dacă nu mă înșeală memoria pe parcursul zilei de ieri, au fost aduse în țară corpurile nesuflețite a acestor persoane și cei patru oameni care au avut de suferit, dar au rămas în viață. Vreau să ne oferiți dumneavoastră mai multă informație, care este aportul statului, câți au decedat și așa mai departe. Da, accidentul de la Caluga este un, uh, o știre de actualitate, da. uh, uh, oribilă, o știre oribilă de actualitate, în, ca, în, ca, în acest accident au decedat șase cetățenii Republicii Moldova și alți opt au fost răniți. Deci, potrivit informațiilor de ultima oră, uh, corpurile celor decedați au fost repatriați în Republica Moldova cei patru uh, pacienți care din spitalul din orașul suhinice, care erau într-o situație uh, stabilă, au ajuns și ei acasă cu bine, dar mai sunt alt, alte patru victime care sunt la moment în spitalul din orașul ba uh, chiar un cetățean este în comă și eu sper sincer uh, să și revină. Deci acești uh, alți. Patru cetățeni vor rămâne în spital timp de o săptămână și vor fi monitorizați de medici. Deci, când medicii de pe loc vor că ei sunt în stare să revină în țară, ei le vor permite acest, acest lucru. Eu țin să precizez da, însă în acest context, nu știu când va fi difuzată această emisiune, dar a fost creată o celulă de criză, anume pentru a răspunde, pentru a acorda suportul necesar victimelor, dar și familiilor victimelor care au au suferit în urma acestui accident și telefonul. Uh, îl pot găsi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Uh, pot să-l dau încă o da, dată, vă dacă vă e nevoie. Uh, este vorba de telefonul de încredere 022 78 50 32. Uh, țin să precizez că guvernul a anunțat că va acoperi cheltuielile legate de repatrierea cadavrelor și uh, președintele Republicii Moldova a fost primul care a reacționat la acest accident și uh, a informat cetățenii că va oferi ajutorul necesar celor care au avut de suferit în urma accidentului. Deci toate persoanele n-au decât să sune la președinție și să ia legătură cu mine personal și noi vom încerca să acordăm suportul necesar celor care au avut de suferit în urma acestui accident. Vreau profit de această ocazie ca să mulțumesc echipei operative care a fost, care a mers în Federația Rusă pentru a acorda ajutorul necesar cetățenilor noștri și șeful echipei, muta Vitali Gheorghevici, care într-un termen foarte scurt, a reușit de fapt să uh, uh, reușească să, să organizeze, să organizeze to to toate procedurile necesare pentru a repatria corpurile, dar și a aduce cetățenii care sunt în stare stabilă de, de, de sănătate acasă. Doamna Buga, spuneți-mi, vă rog, iată în asemenea cazuri uh, în care sunt create celule uh, speciale, vreau să vă întreb, în ce constă până la urmă și dacă există pe de altă parte colaborarea între instituția prezidențială și Ministerul de Externe? Uh, S-a mers mână în mână? Uh, sigur. Deci uh, trebuie, dacă să înțelegem, ierarhia al lucrurilor. Da. Ambasadele Republicii Moldova se supun Ministerului Afacerilor Externe. Da? Deci există o colaborare strânsă între, între instituțiile statului. Informația trebuie să circule ca să poată fi acordat tot suportul necesar de la diferite nivele. Deci informația a fost transmisă foarte operativ atât ambasadei cât și președintelui, cât și Ministerul Afacerilor Externe și respectiv guvernului. Deci în astfel de situații de criză trebuie implicate toate instituțiile statului pentru a răspunde cât mai adecvat și corect în necesităților cetățenilor noștri. Ca să, nu știu, să fac aici o mică remarcă, din câte am reușit să mă documentez, la Căușeni a fost declarată zi de doliu. Exact. Din informațiile de care dispun eu, cel mai mare num numărul de, de victime, cel mai important, este din Căușeni. Patru la număr. Da, exact, da. Domnul Buga, eu zic ca să discutăm și câteva aspecte ce țin evident de, de viitorul țării noastre, de ceea ce urmează să se întâmple mâine, zic metaforic lucrul ăsta. Și în acest context te remarc faptul că deja există o tradiție frumoasă ca instituția prezidențială să primească în fiecare vară anumiți masteranzi la, pentru a efectua un stagiu de practică. Ori și în această vară lucrurile au ajuns în aceeași albie și vreau să ne spuneți câți tineri astăzi, iată, alături de dumneavoastră și alături de întreaga echipă activează în instituția prezidențială. Noi am hotărât să continuăm această experiență, tradiție frumoasă pe care am adoptat-o anul trecut. Anul trecut am avut șase practicanți, anul ăsta avem nouă toți sunt din Italia și Federația Rusă. Sunt studenți care își fac studiile în, ca și anul trecut în nivel masterat, deci au bagajul de cunoștință necesar pentru a face note analitice, pentru a, a scrie rap rapoarte, pentru a acorda tot suportul informațional necesar consilierilor prezidențiali. Deci anul acesta avem practicanți? Am spus-o nouă dată, dar vreau să o repet. În cazul nostru este o experiență foarte bună și tinerii... Pentru ambele părți. Pentru ambele părți. Ei învață ceva, dar ei și au posibilitatea de a fi acasă și de a vedea care sunt posibilitățile care le dă țara pentru ei. Da? Ei folosesc acest, acest timp nu doar pentru a lucra, pentru instituția a învăța ceva nou, dar și pentru a căuta un lucru acasă, fiindcă toți sunt în, în faza finală a studiilor, da? deci toți termină studiile acolo hotar. Eu îndemn, deci încă o dată, instituțiile, toate instituțiile publice, cât și întreprinderile private să uh, angajeze, să, să adopte acest program de practică, care de fapt este, avant, este un avantaj atât pentru ei, cât și pentru tinerii pe care îi uh, angajează pe timp de vară. Câți tineri aveți? La moment nouă. Din diferite domenii? Din diferite domenii. Deci, uh, dosarele au fost selecționate fiecare consilier uh, în funcție de domeniul său de activitate. Uh, eu am fost persoana care a colectat dosarele, sau mai bine spus echipa mea, noi am colectat dosarele, după aia am transmis dosarele uh, cu, dacă sunt cinci specialiști din domeniul agricol. Am transmis dosarele domnului uh, consilier prezidențial în domeniul agricol, care a făcut interviuri, s-au luat legătură cu aceste persoane și a ales candidatura cea mai potrivită, care lui adică pe care el o consideră cea mai potrivită. Studenții de anul trecut au reușit să revină acasă, au reușit să implementeze ceva aici? Care este finalitatea? Deci, uh, Anul trecut, jumătate din ei au rămas acasă, deci trei au rămas în Republica Moldova. Ceea ce este, de fapt, dacă e să vorbim în procente, 50% este un, un, o cifră destul de îmbucurătoare. Este, de fapt, un mic. Dacă am face asta la un nivel mai global, ar fi de fapt o posibilitate de a, de a readuce cadrele calificate acasă, una printre altele existente. De fapt, anticipați întrebarea mea, este mai ușor a aduce tinerii acasă decât persoane în etate? Dacă este mai ușor, da, dacă le oferim această posibilitate să se autorealizeze. Uh, mulți îmi spun că ceea ce facem, de fapt, este un pic naiv, tinerii nu au de gând să se întoarcă acasă, ba nu. Uh, tinerii, nu vreau să fie de so tinerii noștri nu vreau să fie de sortul doi acolo, de mâna a doua, și mulți din ei vor să, uh, sunt la acea etapă în viață unde nu atât banii stimulează, cât faptul de a se autorealiza, de a învăța și de a, de a, de a schimba lucrurile. Deci, atunci când tinerii sunt la cea răscruce, ei termină studiile și vreau să se întoarcă acasă, este, de fapt, perioada cea mai propice de a-i aduce acasă, fiindcă, de obicei, ei nu găsesc locurile de muncă sau nu găsesc acele posibilități acolo, peste hotar, da? Și, deci, este, de fapt, o posibilitate de a-i aduce acasă. Spuneți-mi, vă rog, iată, în raport cu diaspora la început acestei emisiuni, vă întrebam uh, modul în care activează ei și uh, ce ține, nu știu, de acțiunile pe care le desfășoară. Eu vreau să, să ne treceți, poate, în revistă câteva uh, proiecte mari realizate, fie în colaborare cu uh, instituția prezidențială, fie cu administrația locală de, din acele uh, regiuni. Și ca să fiu, nu știu, poate mai explicit, vreau să vă întreb, la Roma se fac șezători în stil național? Se, nu știu, se servesc sarmale? Sigur, moldovenii de la, nu doar de la Roma, Ca din exemplu, toată Italia da. sunt foarte activi. Deci, probabil că țara aceasta are, după numărul de asociații, are cele mai multe asociații a moldovenilor dar nu numai. Deci, oriunde dorul de țară rămâne în sufletul moldoveanului, oriunde nu s-ar afla el. Da? Omul sfințește locul, dar el aduce cu el și tradiții, valori și dorul de țară. Deci dacă se conlucrează și care sunt proiectele frumoase pe care le-am implementat, haideți să începem de la, careva, de la, proiectele culturale. Deci anul ăsta a fost declarat anul lui Ștefan cel Mare da. și mă bucur foarte mult că diaspora s-a implicat mult uh, la uh, uh, comemorarea uh, domnitorului nostru. Uh, de altfel, toate activitățile pe care le-a întreprins diaspora până în ziua de azi, le aveți, eu le postez la mine, pe pagina mea de Facebook și urmează și alte activități frumoase în, în toamnă. Deci la sfârșitul anului noi vom face de fapt o, o, o ceremonie de acordare a de acordare, Premiere. A, primiere, da, a celor care au fost cei mai activi în acest domeniu. Și mă bucur că sunt de fapt în, de pe tot globul pământesc care uh, au asociația moldovenilor care au, au vrut să participe la aceste activități. Spuneți, da, rog, în, dar... în una din aceste țări se studiază limba moldovenească? Uh, Sigur, sunt, pe lângă asociațiile moldovenilor da. care sunt create peste hotare, există și celule de obicei bazate pe binevolat. Deci prin care tinerii sau tinerii au posibilitatea, copiii au posibilitatea de a studia limba maternă. Deci, astfel de celule sunt mai multe în ziua de azi, în mai multe țări ale lumii. Uh nu este un secret faptul că cetățenii Republicii Moldova nu sunt doar în Italia, Franța sau, nu știu, Federația Rusă. Spre exemplu, avem și în Canada, avem și în Statele Unite. Se ține o legătură? Sunt diaspore și în aceste state în care numărul concetățenilor este relativ mai mic? Știți, spun la urmă, e ce numim de fiecare dată, da. dacă atunci când apare o dificultate să cantificăm moldovenii care sunt implicați pe stihotare, aici apare și o dificultate, ce numim noi diaspora? Numim noi diaspora asociațiile legale create de moldoveni sau numim noi diaspora acel grup de moldoveni care încearcă la orice eveniment care este produs de autoritățile locale să se implice, să prezinte și Să se, se identifice. Se identifice, da la o horă, la un concert, la un cântec cântat de pe scenă, dar totuși ei promovează Republica Moldova și promovează uh, cultura noastră. Deci, uh, întrebarea a fost dacă se implică și ceilalți moldoveni, unde sunt ei mai puțini, da. De ce? Că, uh, nu contează atât numărul, dar contează uh, entuziasmul pe care îl are o persoană în suflet, acolo unde se, unde se află. La începutul acestei emisiuni dumneavoastră încercați să să faceți o nu știu, o clasificare din punct de vedere al rezultatului al fenomenului migrației. Eu vreau să vă întreb iarăși făcând referire la sociologi care zic că din anul 2017-2018 s-a atestat un al doilea val enorm așa de migrație în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Vreau să, să ne spuneți, dumneavoastră, iată, în calitate de consilier al președintelui sau pentru probleme cu diaspora. Fenomenul ăsta este un îngrijorător pentru țara noastră sau ar trebui să fie un îngrijorător? Raportat la numărul de cetățeni care rămân acasă și la forța activă de muncă, aici vreau să Fenomenul migrației este unul extrem de îngrijorător pentru țara noastră, dar și fenomenul de ce că el induce, el duce după sine fenomenul bătrânirii societății. Deci, și cei mai mulți migranți în ziua de azi sunt de fapt tineri. Tinerii atunci când pleacă, se reduce nu atât forța de muncă, dar cât și ei pleacă cu fondul, adică nu mai avem tineri care să facă copii aici. Sau tineri fondul care activ. Plac, fondul activ. da. Deci, imigrația este una din cele mai importante probleme care are să confrunte Republica Moldova în anii pe viitor. De altfel, aceasta a fost menționat de către domnul președinte în cadrul conferinței internaționale care a fost organizată împreună cu partenerii noștri de dezvoltare în martie anul asta. deci problema centrală a acestei conferințe la care a fost organizată Academia de Știință a fost de fapt migrația și demografia sau problemele demografice care are să confrunte Republica Moldova. Dar spuneți-mi -vă, vă rog, politicile sociale sunt marea carența noastră de aceea nu putem, nu știu ține sub control acest fenomen? Foarte bună întrebare. Să vă spun sincer, eu sunt economistă de profesie și cred că da. marea noastră problemă este, de fapt, lipsa unui plan de dezvoltare bine stabilit pentru următorii, pentru o perioadă lungă de timp. Da? Există un plan de dezvoltare, dar care nu este uh, bine determinat. Uh, deci, uh, atunci când Vom ști încotro curabia noastră, Republica Moldova, încotro vă slim și vă slim toți împreună în aceeași direcție, doar atunci vom putea să mizăm pe unele sectoare de dezvoltare și atunci vom putea să ne axăm pe unele probleme, pe unele, pe unele domenii economice de care avem nevoie. Da? Deci, problemele cred că există, nu atât problema socială, cât carenții există la toate nivelele, dar eu aș începe de la un plan de dezvoltare bine stabilit. Doamna Bugă, funcția pe care o dețineți dumneavoastră este una relativ nouă, aș îndrăzni să zic. un uh -huh. an jumate, doi, da? Uh -huh. Respectiv care a fost starea de lucruri până a venit dumneavoastră în funcție? Și pentru că mai avem două minute în cadrul acestei emisiuni, vreau să ne spuneți care sunt planurile pentru anul ce, ce urmează să intre peste 5 luni în istorie și pentru anul 2019. Pentru că, probabil, în domeniul diasporii nu există proiecte de scurtă durată, ci proiecte pe termen mediu și pe termen lung, pentru că să avem o finalitate în cele ce urmează. Exact. Deci diaspora nu este decât fluxul migrațional, diaspora în sine nu este decât, o, o, o cum a spus dumneavoastră, un proces de lungă durată. Deci el trebuie, acest proces, de, trebuie să ținem cont de acest proces în procesul de dezvoltare a Republicii Moldova. Scopul pe care mi l-am fixat eu, drept considerat președintele Republicii Moldova, este să continui să promovezi inițiativele de reîntoarcere prin antreprenoriat, dar și reîntoarcere a cadrelor calificate și a altor muncitori acasă. În alte deci, state există și o agenție, dacă nu mă înșel memoria. Există, există o agenție, alte state de altfel au și politici uh, selective uh, de imigrare, deci ei Pun accent un pic altfel. Pun, pun accent altfel. Deci, dacă noi pierdem tinerii noștri, ei sunt de fapt, nu că ei pleacă, din, din da, pleacă de bunăvoie, dar ei acolo sunt așteptați. Și Deci există concurență. De asta. se oferă un mediu favorabil. Exact, da. Deci scopul, vom continua să promovăm aceleași idei, să reîntoarcem tinerii noștri, să reîntoarcem cadrele calificate, persoanele în vârstă, persoanele care ar forța de muncă să reîntoarcem acasă și să le oferim această posibilitate. Doamna Buga, eu vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studio Reflector Analitic uh -huh. pentru a discuta diferite aspecte ce țin de relațiile cu diaspora. Stimați telespectatori, sunt obligat ca să pun puncte ediției de astăzi, Reflector Analitic. Rămâneți cu colegii noștri de la Camera Știri.